Stres, Sfinte. Nu este singurul invitat pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră sau singura voce pe care am chemat-o să ne încânte cu mărturia proprie. Am avut și am auzit, am avut parte de un cor deosebit aici la Cacica, un cor care nu ne încântă așa doar prin simpla prezență, ci mai ales prin munca, efortul depus și dăruirea până la urmă cu care facă aceste celebrări, ca aceste sărbători să devină mai frumoase, să devină mai trăite, să devină așa cum ar trebui ele să fie. Și tocmai de aceea mă bucur să îi salut alături de noi pe doamna Antoaneta Târnovan, dirijoara corului de anul acesta. Lăudați să fie Iisus, bun venit! În vece vecelor, amin, bine v-am găsit! Și bineînțeles pe organistul de anul acesta, Anton Babiaș, dacă nu am greșit. Lăudați foarte bine, bine v-am găsit! Ce înseamnă, vă iau pe rând, ce înseamnă un cor la Cacica? Pentru că cumva din spate sau chiar și pelerinii care vin aici, vă văd acolo, cântați foarte frumos, e ca și cum ați venit de acasă, ați început să cântați și totul a decurs așa, de la sine. Se întâmplă astfel sau mai e și ceva în spate? Sunt trăiri, este credință, sunt emoții. Foarte multă muncă și dăruire din partea coriștilor. Și în același timp multă pasiune. Să ținem cont că ei sunt 90% amatori, muzicieni amatori. Evident că pentru această sărbătoare am avut în cor și câteva voci lucrate cu conservatori, dar baza corului o constituie persoanele amatoare, cele care îi place să cânte în biserică și asta o fac ca un hobby. Iar faptul că vin la repetiții, că își dezvoltă această plăcere și iată cum cântă, e ceva impresionant din punctul meu de vedere. Plus că nu este un cor închegat, să spunem așa, care cântă de fiecare dată în același loc. Probabil sunt și persoane care se alătură doar pentru acest eveniment. Cum se lucrează sau cum e a dirija un astfel de cor, care nu e tot timpul sau în fiecare an format din aceleași persoane? Aproximativ în fiecare an este format din aceleași persoane. Este corul de la Suceava, corul nostru cu care muncim intensiv, și iar cu restul persoanelor facem naveta. Organistul nostru merge în restul localităților din Bucovina și lucrează cu fiecare voce în parte, pentru că așa se lucrează. Este o muncă enormă. Foarte multe Când ore. Începe această muncă, propriu-zis, ca să fie așa cum auzim noi pe 14 și 15 munca august? Munca aceasta a început cu ceva ani în urmă și este o continuitate permanentă la fiecare slujbă, în fiecare săptămână repetiții, mai puțin acum în această perioadă grea de pandemie. Dar am făcut în așa fel încât să putem să facem față acestui eveniment cu demnitate, da? Cel puțin m-am încredințat eu personal Maicii Domnului să mă ajute și mi-a dat o misiune pe care încerc să o îndeplinesc cât pot de bine. Ce înseamnă a fi organist la astfel de sărbători? Aduce, să spunem, mai multă emoție sau mai multă responsabilitate, trăire diferită? Sunt mai multe sentimente combinate, de la emoție, de la, cum am spus și mai înainte, pasiune. Este o trăire specială. În cazul meu, eu practic sunt organist de aproape 10 ani. Cânt la biserică, am început cu corul tinerilor, apoi am avansat, să zic așa, la corul mare. Și de 3 ani am avansat la corul de la Cacica. Și a fost așa un crescendo. Un crescendo, așa, treptat. Dar pentru mine personal este, deși mai am alte proiecte în care cânt individual sau cu alții, la Cacica este un sentiment aparte, cel pe care nu-l întâlnesc când cânt la un concert public cu oamenii, nu-l întâlnesc la un eveniment privat, nu-l întâlnesc chiar într-o liturghie de zi cu zi la biserică. Este un sentiment aparte, dar am în spate o responsabilitate mare, că dacă orga nu cântă ce scrie pe partitură, totul se duce de rupă. Toată munca e în zadar. Corul nu mai cântă.
Și cumva face parte din această celebrare, până la urmă, cântarea, din toate celebrările, cântările fac parte și sunt o parte esențială. Cumva devine munca voastră, jertfa voastră, rugăciune, pentru că nu puteți participa ca orice pelerin, trebuie să recunoaștem, la acest hram, să dați același spațiu rugăciunii, poate din timpul liturghiei, pentru că vă uitați în toate acele partituri, sau să dați, dar cred și vă întreb dacă simțiți și voi acest lucru, că prin ceea ce faceți, munca voastră, dedicarea voastră devine rugăciunea sau modul de a trăi pelerinajul. Eu o consider o rugăciune. Fiecare cântare din slujbă o consider o rugăciune. Și eu la fel o consider rugăciune. Știți că se spune că cine cântă se roagă de două ori. Practic, noi ne rugăm mai mult decât un pelerin normal. Și mai și sunteți atenți să cântați bine, da? Adică... Da, tot timpul acolo vezi partiturile, mai ales acum, să nu le ia vântul, ține-le cu o mână, cu o mână cântă. Și anul acesta nu a plouat. Anul acesta deci, a fost superb și astăzi. Este primul an când nu a plouat. Da, este fain, este fain, un sentiment fain. Ați participat la Cacica și înainte de a avea, să spunem, această misiune ca și copii, tineri? Da, aproape în fiecare an de când sunt conștient, știu ceea ce fac, cam am venit la Cacica, dar și tot timpul mi-am dorit să cânt. Plus că eu am bunici aici, am avut bunici și veneam în fiecare an la Sfânta Maria de mic copil. Deci, practic, aveați deja o experiență cu sanctuarul, da. O legătură spirituală cu Sfânta Picioară Maria, da, și cu icoana, da, de la Cacica, da, și faptul că, iată, ați ajuns să depuneți atât efort într-o astfel de sărbătoare a fost, cred, așa, o binecuvântare, un apogeu în a da mai departe, practic, din ceea ce ați primit când veneați ca și pelerin. Pentru mine este un vis devenit realitate. De mic copil mi-am dorit să fiu dirijor, după profesia mea de profesor, da? Și nu am crezut niciodată că voi ajunge dirijor ca femeie, ca și femeie. Și m-a ajutat Dumnezeu și am ajuns dirijor de cor, de biserică. Ce pentru mine este cel mai mult. Da, cred că este mărturia cea mai frumoasă și am ținut să vă avem și noi la microfoanele Ercis Media, pentru că vă auzim cum ne încântați, vă și vedem pe imaginile video de la celebrări, dar cred este bine și să vă auzim cum, așa, prin cuvintele voastre, dați această mărturie și sunteți, până la urmă, vocile care înfrumusețează toate aceste celebrări și vă mulțumim cu această ocazie și pentru tot efortul depus. Știm că nu este ușor, dar ca de fiecare dată obosarea se simte când se termină toată sărbătoarea, nu? Cred că da. Și în cazul așa este. Mulțumim și noi și dacă îmi permiteți un mesaj. Vă rog. Dragi persoane care aveți voce, veniți la cor, fiindcă un sentiment mai bun ca cel pe care îl simțiți când cântați aici pe scenă, în biserică sau oriunde, nu o să-l găsiți în altă parte. Deci veniți la cor și Suceava. Avem atâtea voci frumoase. Haideți la cor cât mai mulți. Vă așteptăm și să facem împreună, să ducem numele Domnului mai departe. Mulțumim, mulțumim pentru acest mesaj. Odihnă plăcută a vocii. Până la următoarea cântare, mâine este duminică, deci sigur reveniți, dar până mâine puteți să vă odihniți puțin vocea după aceste celebrări binecuvântate. Sărbătoare frumoasă în continuare. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi. Iată, i-am avut alături de noi pe doamna Antoaneta Dârnovan, dirijoarea corului de aici, de la Cacica, dar și pe organistul Anton Babiaș. Le mulțumim pentru tot efortul depus. Cumva au vorbit și numele tuturor membrilor acestui cor, un cor care ne-a încântat în această sărbătoare, în aceste două zile binecuvântate și ne-a făcut să trăim mai intens, cu siguranță, toate aceste sfinte liturghii și celebrări liturgice la care am participat la Cacica.